Știi că de cele mai multe ori peste 98% din bugetul de marketing pentru afacerea ta se duce pe utilizatori care nu convertesc, cei care ajung în magazinul tău online, în site-ul tău și nu cumpără. E bine, de ce se întâmplă aceste lucruri? Am mai discutat și în alte episoade. Dar astăzi o să spun ție care este procesul pentru optimizarea ratei de conversie. Cum poți tu să transformi un procent mai mare din cei care ajung în magazinul tău online să cumpere produsele pe care tu le vinzi. Această metodologie despre care discut în acest episod o poate aplica absolut orice utilizator de magazin online sau de site, om de marketing, antreprenor și așa mai departe. De ce spun aceste lucruri? Pentru că oamenii cumpără de la oameni și oamenii intră pe site-uri și au diferite moduri de a interacționa și diferite obiecții pe care le au atunci când nu cumpără. Și apropo, despre obiecții am discutat într-un alt episod pe care îl descoperi pe canalul nostru și ar trebui să ascult și acel episod, bineînțeles. Practic, totul începe de la date. Știm că în România rata de conversie este undeva între 1 și 2%. Practic, acesta este procentul celor care ajung pe un magazin online și cumpără. Da, sunt situații unde rata de conversie este 3-4%, diferă de la nișă la nișă, de la brand la brand, notorietatea brandului, valoarea produselor și o mulțime de alți factori. Dar ce să faci tu mai exact, în cazul de față, când dacă vrei să crești rata de conversie, pur și simplu te uiți la date. Ce se întâmplă în ograda ta? Intri în Insights din platforma Gomag și te uiți la top cele mai vizitate pagini din magazin. Te uiți care sunt paginile care primesc cel mai mult trafic. Și când mă refer la trafic, să te asiguri că acolo este multiplu de 100. Pentru că da, rata de conversie se măsoară în procente. 1-2%, cum spuneam. Practic, 1-2% din utilizatori care ajung pe o pagină, pe site, cumpără. Pe pagină. Nu pe site, că dacă avem pe tot site-ul 500 de oameni care au fost pe pagini diferite, au vizitat produse diferite, nu o să cumpere. Trebuie să duci omul foarte țintit, foarte specific acolo unde îți dorești tu. Și apropo, încă văd campanii de marketing care duc utilizatorii pe homepage, unde afișează fel și fel de produse, mai mult sau mai puțin la promoție, mai mult sau mai puțin vândute și așa mai departe. Ideea este să duci utilizatorul în pagina de produs sau în landing page sau în categoriile de produs și să te asiguri că acolo îi afișezi produsele de cel mai mare interes pentru acesta. Revenim puțin la datele noastre, la paginile cu cel mai mult trafic. După aia, tot în zona de administrare, ai acces la rapoartele legate de vânzări și te uiți care sunt cele mai vândute produse, top 10, 20 sau 5 chiar. Te uiți care dintre aceste produse se regăsesc și mai ales care dintre produse nu se regăsesc. Mai exact, care din paginile care au primit trafic aici nu vând produsele, nu se regăsesc produsele aici. Practic, acolo sunt situații pe care le putem rezolva sau suntem nevoiți să le rezolvăm. Și la prima vedere, ce faci mai exact? E bine, unde vezi că ai primit 500, 800, 1000 de vizite pe pagină și nu au fost nicio cumpărătură, produsul respectiv nu se cumpără, te uiți dacă sunt în trend, dacă sunt căutări, dacă oamenii caută produsele respective. Știi că mai povestit despre asta. După care faci pur și simplu o comparație. Te uiți la pagina de produs a celui mai bine vândut produs, sau primele 2-3, să vezi ce are special acea pagină. Câte imagini de produs are? Care este calitatea imaginilor respective? Cum este descrierea de produs? Este o descriere mai mare, mai stufoasă, mai explicativă cu imagini de produs? Ajutăm cumva acel produs cu materiale video? Avem testimoniale la acel produs? Avem o documentație mai amplă, manuale, fișiere de download? Ce avem exact acolo foarte special și nu avem în cealaltă pagină? Sunt situații în care și unele pagini să fie relativ bine făcute, dar ajungem imediat și acolo. Dacă tu observi că lucrurile sunt ok și într-o parte și în alta sau nu sunt ok într-o parte, acolo unde nu se vând produsele, bineînțeles că pasul 2 începi să documentezi pagina de produs, să pui imagini, poze și testimoniale, neapărat. Și dacă te interesează un material despre cum să obții testimoniale de la clienții tăi și cum poți să marketezi mai bine aceste testimoniale, poți să-mi lași un comentariu și promis să revin cu materiale, dacă vedem că există un interes mai mare din acest punct de vedere. Următorul pas în procesul de optimizare a conversiilor din magazinul tău online este să te uiți ce fac oamenii pe site. Știi că ai posibilitatea să creezi acele heatmap-uri, acele zone calde din magazinul tău online care îți arată unde dau oamenii click sau cât dau scroll în site, în pagina de produs sau în landing page. Și practic vezi cât de mult interes au oamenii pentru produsul respectiv. Vezi pe unde dau click, dacă este vorba de traficul de pe desktop sau de pe laptop, sau unde dau tap. Se spune că privirea utilizatorului este acolo unde se dă click, fie cu mouse-ul, fie cu
degetul pe telefonul mobil. Acum, eu cred în treaba asta pentru că și eu, unde mă uit ce vreau să fac, dau click acolo sau cu mâna sau cu mouse-ul. Probabil la fel faci și tu. Lasă-mi un comentariu. Intenția oamenilor este de a scana în primă fază site-urile, magazinele și sunt foarte atenți la detalii. Și cu astfel de analiză de heatmap-uri poți să vezi foarte multe informații care te-ar putea ajuta să îți îmbunătățești rata de conversie. Te uiți cât de mult dau scroll într-o pagină unde se vând acele produse, te uiți cât de mult dau scroll într-o pagină unde nu se vând acele produse. Să descoperi ce se întâmplă mai exact, ce ai putea să faci acolo. Și cum am spus, faci o astfel de analiză și în zona de categorie sau la landing page-uri, acolo unde pui tu foarte, foarte mult conținut, să vezi câți oameni dau scroll să vadă sute sau mii de produse care sunt afișate acolo și să tragi singur o concluzie, să iei decizia dacă merită să faci astfel de landing page-uri cu foarte, foarte multe produse sau pasul numărul 2 ar fi să faci landing page-uri foarte specifice pentru colecții de produse care se vând cel mai bine în perioada respectivă, de exemplu. Știm că o imagine face cât 1000 de cuvinte și am văzut exemple ce și cum arată un heatmap, ce putem vedea, ce putem analiza. Dar știm cât de mult ne ajută materialele video și video prin conținut. E bine, în această situație, când discutăm despre optimizarea conversiilor pentru un magazin online, știi că poți să faci sesiuni video, să urmărești sesiuni video cu comportamentul utilizatorilor din anumite pagini. Să vezi exact, concret, ce fac, unde dau scroll, cum dau click, în cât timp fac anumite acțiuni. Facem o paranteză, precizez că aceste înregistrări sunt la nivel anonim. Tu nu poți să vezi cine este utilizatorul care a făcut acțiunea respectivă. Dar îți recomand ca în loc să te uiți la episoade din seriale, să te uiți la aceste sesiuni, să vezi mai bine ce fac utilizatorii din site-ul tău, pentru că o să fii mult mai eficient în acțiunile pe care tu le faci. Să vezi dacă le plac sau nu le plac anumite acțiuni sau anumite elemente pe care tu le-ai afișat în magazinul tău online sau pur și simplu caută altceva. Dacă vezi că se dă scroll și se plimbă foarte rapid mouse-ul pe acolo, s-ar putea să-și dorească mai multe informații. Asta în situația în care nu prea ai informații în paginile respective. Mă amintesc, prin 2008-2009, când aveam magazinul de îmbrăcăminte și încălțăminte sport, marin.ro, pe atunci făceam astfel de optimizări de conversii și ne uitam la ce fac oamenii după ce au plasat comanda. Și era un mesaj, mulțumesc pentru comanda ta, va fi onorată, bla bla bla. Clasic, nimic concret. Și ne-am dat seama că oamenii erau panicați. Am dat bani, am făcut comanda, ce se întâmplă mai departe? Nu erau datele magazinului, nu era numărul de telefon, nu spunea nimic. Deci am luat banii și poți să pleci mai departe. Atunci am început să optimizăm, să facem lucrurile și mai fine din acest punct de vedere și am început să promovăm și clienților noștri ce și cum ar trebui să facă și cum poți să beneficiem la maximum de pagina de finalizare comandă sau thank you page-ul de la acțiunile noastre de lead generation. Până în prezent avem așa, facem o comparație între pagina de produs de la cel mai bine vândut produs cu paginile care primesc trafic, dar nu vând produsele. Pe urmă, îmbunătățim acolo ce se poate face, dacă ne putem inspira din ce am făcut bine să reproducem, să facem și mai bine acolo unde am uitat sau am neglijat, să spunem. Pe urmă, facem o analiză, facem heatmap-uri să vedem comportamentul oamenilor în site, cât se plimbă, unde dau click, ce accesează, ce ar mai fi interesați, facem înregistrări de sesiuni video să ne uităm exact la comportamentul acestora și luăm concluzii, îmbunătățim lucrurile din mers. Suntem atenți într-adevăr și la sursele de trafic, putem să facem analize mai avansate din acest punct de vedere, e important să vedem ce facem în site. Și cum am spus, iar facem o paranteză, scopul nostru este să vindem. Dacă nu vindem, încercăm să captăm adresa de e-mail și afișăm un pop-up celor care vor să părăsească site-ul pe desktop. Funcționează. Și acolo iar putem folosi thank you page-ul ca landing page de vânzare, dar o să discutăm într-un alt episod într-adevăr dacă este de interes. Acum, după aceste lucruri, dacă vrei mai multe informații și cele mai bune informații, crede-mă pe cuvânt, le obții de la cei care nu reușesc să facă ceva, adică de la utilizatorii care au ajuns la tine pe site și nu sunt în punctul în care pot cumpăra. Și cum afli aceste întrebări, încep să folosești survey-uri, să îi întrebi. Și aplicația Insight din Analytics îți permite să faci astfel de acțiuni care ție îți dau posibilitatea să afli mai multe informații despre provocările oamenilor și ce îi oprește să ajungă mai departe. Important este să înțelegi mai bine avatarul de client și piedicile pe care aceștia le au în procesul de vânzare. Poți să faci diferite scenarii, diferite situații, poți să discuți cu diferiți oameni de marketing, să faceți ipoteze
ajută de cele mai multe ori, dar cele mai bune răspunsuri, cele mai bune decizii le poți lua după ce primești răspunsuri de la utilizatorii care au ajuns la tine. Pentru că interesează ceva, dar ceva blocaj au acolo, ceva obiecții au. Și da, am discutat într-un alt episod despre aceste obiecții și cum le poți descoperi și ce să faci, mai ales după ce le descoperi. Dar acum procesul este mai important, pentru că puse cap la cap aceste lucruri te vor ajuta pe tine să ai o rată de conversie mai mare și să ai mai mult venit și mai mult profit. Pentru că odată optimizate aceste lucruri, le reproduci foarte simplu, foarte ușor în întreg magazinul și campaniile tale de marketing, bineînțeles că o să fie mult mai eficiente. Și aici, după cum am spus, e important să crești valoarea coșului de cumpărături, ok, faci să cumpere, crești procentul care, celor care cumpără din magazinul tău online, dar e important să crești și valoarea coșului. Și da, poți să vii cu produse recomandate în pop-up. Dar stai puțin, pentru că avem un alt episod în care discutăm strict despre cum poți tu să-ți crești valoarea coșului de cumpărături și îl poți accesa chiar aici sau ai un acces sub acest material spre episodul în care am vorbit despre aceste lucruri. Procesul de optimizare a ratei de conversie practic este unul ongoing. Practic nu oprești niciodată ceea ce poți îmbunătăți. Se spune că o rată bună de conversie este undeva de 100%. E bine, aici este un lucru ideal și nu se întâmplă în niciun magazin online. Dar întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite și e important să înțelegem acest lucru și este unul dintre lucrurile la care trebuie să revii lună de lună. Pentru că tu lună de lună investești bani, investești resurse, te documentezi, plătești cursuri să înveți să dai bani la Google și la Facebook pentru a vinde mai mult, dar neglijăm aceste lucruri care sunt 100% la îndemâna noastră, 100% în controlul nostru și le putem aplica imediat. Ei bine, sper că aceste informații să-ți fie utile și să aplici măcar o parte dintre acestea. Poți să-mi lași un comentariu cu ce ai vrea să aplici și ce te oprește sau ce te-a oprit până acum să aplici aceste lucruri și ce ai vrea să descoperi în continuare despre procesul de vânzare online și zona asta de marketing, marketing antreprenorial îl numim noi. Dacă ți-a plăcut acest episod, poți să-l distribui prietenilor, partenerilor sau colegilor tăi. Sunt absolut sigur că aceștia o să aprecieze foarte mult o informație primită gratuit, o informație care ajută, condiția fiind să aplici aceste informații. Și dacă vrei să vezi și mai multe materiale despre e-commerce, vânzări online, marketing, antreprenoriat, chiar și dezvoltare personală, poți să ne dai un like și te poți abona la canalul nostru, pentru că urmează să postăm și alte informații super interesante din acest punct de vedere și până data viitoare, da, poți să urmărești deja materiale pe care noi le-am creat împreună cu colegii, cu echipa și cu partenerii noștri și știi cum am spus, informațiile ajută, dar acțiunea face diferența. Așa că până data viitoare, spor la acțiune și multă, multă sănătate!